Parlamentarii plătiți din bani publici ar trebui să fie în slujba cetățenilor, așa cum au declarat cu fermitate în fiecare campanie electorală. Câți dintre ei respectă însă toate promisiunile? Zilnic analizăm activitatea unui deputat sau senator. La final, rămâne să decideți dumneavoastră câți politicieni s-au ținut de cuvânt. Astăzi îl avem în vizor pe Marilene Gabriel Pirtea, ales în circumscripția electorală numărul 37 Timiș pe listele PNL. Este la primul mandat de deputat. Din 3 septembrie 2018 este vicepreședinte al Camerei deputaților. Face parte din Comisia pentru Buget, Finanțe și Bănci și din Comisia pentru Comunitățile de Români din afara granițelor țării. Pirtea este și rector al Universității de Vest din Timișoara. Parlamentarul liberal nu a fost foarte activ în acest prim mandat al său. Dovadă stau datele publicate pe site-ul Camerei Deputaților. 47 de luări de cuvânt, 7 declarații politice, 2 luări de cuvânt în biroul permanent, 42 de întrebări și interpelări, 38 de propuneri legislative și 15 moțiuni. În aproape 2 ani de mandat, deputatul pe PNL Timiș a vorbit 53 de minute și 13 secunde. Pirte Pirtea și-a manifestat recent îngrijorarea pentru faptul că prim-ministrul Viorica Dăncilă nu poate fi adusă în fața Parlamentului pentru discuții. După toate demersurile noastre scrise, în final invocându-se faptul că ar fi totul ok, doar că nu avem bască. Și nu mă aștept, ca, ca și în acel banc, după cum știți, nu mă aștept ca în prima luni a lunii noiembrie, că pe octombrie am sărit-o din nou, doamna Dăncilă și să nu-și facă vreo deplasare uh, extrem de importantă și din nou să sărim o lună și poate uh, ajungem în 2019 când uh, va avea timp și pentru Parlamentul României. Potrivit presei locale, Marilen Pirtea este considerat cel mai bogat rector din România. Conform declarației de avere pe anul trecut, are terenuri, două apartamente și o casă în Timișoara, ceasuri și bijuterii, depozite bancare în valoare de 300.000 de lei, respectiv de 6.700 de euro, plasamente în valoare de 175.000 de euro, venituri salariale anuale totale de aproape 270.000 de lei. Una din sarcinile obligatorii ale parlamentarilor este participarea la vot. Marilen Pirte a avut până în prezent 1136 de voturi. Aceasta înseamnă că prezența sa la vot este de doar 33%. Acum să vedem care sunt punctele tare ale deputatului din Timiș, fidel partidului din care face parte, fără probleme de integritate. Punctele sale slabe vizează următoarele aspecte. Luări de cuvânt în număr mic, propuneri legislative puține, prezențe scăzute la votul electronic. În rest, deputatul Marile Împirtea le dorește alegătorilor numai bine și zâmbete. Le doresc tuturor timișenilor, tuturor uh, timișorenilor uh, să fie aproape de cei dragi, să fie aproape de familie, să uh, găsească zâmbete pe buzele uh, tuturor, pe fața tuturor, să aibă liniște, uh, să fie sănătoși. Pentru activitatea din acest prim mandat al său, din decembrie 2016 și până în prezent, îi acordăm nota 6 deputatului PNL Timiș, Marilen Pirtea.